noapte, așa că e vremea să trecem în bucătărie. Sub atenta supraveghere a rivalei sale, soacra mică s-a pus pe treabă. Vom prepara sarmale cu smântână și mămăliguță. Hai, nu, Tico, să te văd. Deci, pe cai. Ceapa se dă și pe răzătoare, dar nu are același gust cum este tocată la cuțit. Ei, nu-ți dau rău mixerul cu tocătorul electric. Nu le poți mânca? Așa vreau să fie preparate și la nuntă. Aoleu, cam câte ore trebuie să stăm să tocăm ceapă pentru 600 de sarmale? Soacra mare nu iartă nimic. Cea mică răspunde. Constantina mi-a spus, mami face soacra mea o prăjitură foarte, foarte bună. Da, chiar fac. Duelul culinar continuă. La nuntă vreau, bine, sarmale, o să fie un aperitiv bogat. Da, și peștele meu e desert? Pește. Oh, scuze. Fripturi. Și prăjitura la care mi-a furat rețeta. Hoțul neprins, negustor cinstit, dar să revenim. Ai plac lui Constantina foarte mult sărmăluțele. Și de Raimond nu zici nimic? Nu știu lui Raimond dacă îi plac sărmăluțele, că nu l-am întrebat. Nu. Orgoliul mamelor își spune din plin cuvântul. La nuntă la fata mea, nu aș dori să se servească ciorbe, supe. Dar de ce nu ți-ar place o supă de tăiței de casă? Cum te distrezi cu burta cu ciorbă în ea? Da, dar nici cu ea goală nu te poți distra, scuze. Să mergem și în tabăra rivală. O să pună, cred că, pește. Da, peștele, care nu trebuie să lipsească din meniul nunții lui Raimond. Că tu m-ai nebunit de câte ori spui Constantina, Constantina, Constantina. Și Raimond nu. Soacra mică are câteva sugestii. Dacă ar fi să aleg sarginile între mine și Custa, ce să facem la nuntă? Eu aș alege să-mi cumpăr rochia lui Constantina, pentru că știu gusturile. Wow! Normal că știi gusturile. Și ea să se ocupe de invitați, pentru că nunta se ține la ei acasă și își cunoaște mai bine invitații, persoanele care vin. Nu-i nimic, că o să vii cu mine și o să-i cunoști și tu și o să ne ocupăm împreună. Pregătirea rețetei continuă, iar soacra rivală nu iartă nimic. Da, să punem vărțica aici. Ho, ai uitat de mărar? Planurile organizatorice nu pot fi uitate. Aș vrea să... Am foarte multe petale de trandafir la nuntă la pica mea. Și albe și roșii. Dar ar fi bine să iei petale de trandafir de dulceață, măcar să le recuperăm pe urmă și să facem ceva cu ele. Dar să ne întoarcem la gătit. Preparatul nostru este gata. Îl introducem la cuptor. Vechile datorii nu se uită. Bine, nu, Tico. Îmi ești datoare. Ți-am ținut rând la casă, lângă mine. Sper să apuc și eu să mănânc o sărmăluță făcută de tine. Ce va apuca soacra mare să guste, vom vedea. Până atunci... Sunt mândră de sarmalele mele. Sper să-ți placă și ție, Constantina, și ție, Raimond. Și nouă, nu, Tico. Să fie preparatul meu mai gustos ca lui Cuscra. S-o crezi tu. Sper să vă placă sărmălutele mai mult ca peștele lui Cuscra. Hai că deja s-ar calul. Vă aștept la masă, copiii mei. Pa, Cuscra. Draga mea, Cuscra. Au. Te aștept cu drag la provocare. Sper că sarmalele mele să fie mai gustoase ca peștele tău. Vom vedea ce se va întâmpla. După barajul de dulcețuri cu aromă de vitriol, să tragem concluziile. Nu, Tico, cu Raimond n-ai nimerit-o cu sarmale. Asta este. Îi se trage din copilărie. Când a mâncat ca necatul un castron plin cu sarmale scoase atunci din frigider. Atât de rău i-a fost că nu o să mai mănânce și nici măcar nu o să suporte să audă numele de sarma. Să lăsăm pentru un moment peripețiile gastronomice ale soacrelor rivale și să mai aflăm picanterii despre Miri. Ce îmi place să fac? Să stau cât mai mult în preajma lui. Nu, iubi, serios. Da, ce-ți place continuam să spun și ceva serios. Așa, spune serios, trebuie să fim okay. Și serios. Deci fii atent de acum încolo să fiu atât de serioasă. O să dau în altele. Ce s-a născut în urmă cu mai bine de 3 ani crește cu fiecare secundă pe care Constantina și Raimond o petrec împreună. Fiecare sărut, fiecare atingere, fiecare privire exprimă o dragoste despre care mari autori au scris opere de artă nemuritoare fără să se apropie nici de cum de esența unui sentiment ce face orice inimă să tresalte. Dar destul despre dragoste. A venit momentul ca mama Mirelui să-și etaleze talentul culinar. Ca și meniu pentru nunta al fiul meu, pește pe pat de cartof cu sos de iaurt și hrean. Gătești pește, este normal. Aveți foarte mult păstrăv la dumneavoastră acolo. Fiecare ingredient are locul său bine definit, iar soacra mare nu se abate deloc de la rețetă.
Între timp o să prepar și sosul de iaurt cu hrean. Hrean și un pic de usturoi. Pofta de planuri sosește. Da, mi-ar place o friptură de vită. Vita la grătar, la cuptor. Și la garnitură nici nu m-am gândit. Cred că și cu cartofi sau cu orice, cu un orez sau cu orice altceva. Orez la nuntă, la noi, în zona noastră, nu merge. Mie, da, mie-mi place friptura, de exemplu, mie-mi place bifte cu tartar. N-am probat acest fel de mâncare. Tortul pe care l-aș dori la nunta copiilor este din ciocolată. Poate mă face două torturi, unul de frișcă și unul de ciocolată. Printre cuvinte dulci se strecoară provocări. Da, cuscă. Sunt convinsă că alegerea ta este extraordinară și că au ieșit sarmalele pe pofta inimii tuturor. Dar îmi doresc, totuși, ca peștele meu să fie mai gustos, normal. Și astfel, soacra mare se întoarce la gătit. De timp o să verifici cartofică. Soacra mică intervine. La meseni să servești cartoful în coajă la masă? Da, deci peste patru cartofi urmează să pun fileul, peste care voi turna hrean cu iaurt și, bineînțeles, pata de culoare, specla roșie. Trebuia și un pic de usturoi acolo. Soacra mare luptă din răsputerii să nu facă vreo greșeală. Dar ce spune cuscra rivală? Acceptabil, frumos. De preferat să nu îl umpli foarte tare, pentru că nu toată lumea acceptă hreanul cu iaurt. Cuscra nu a inventat rețeta asta din capul linsei. Cam atât pentru ziua de astăzi. Și vă doresc poftă bună. Totul pare să decurgă strună. Provocările culinare au fost duse la bun sfârșit, cel puțin la prima vedere. Eu cu sărmăluțele mele, cuscra cu peștele dânsei, o să vedem care iasă mai bun, ăla să câștige. Așa că...